Dar acest soi de dragi nu ies afară decât cu rugăciune și cu post. Aș vrea să vedem ce realizează postul și rugăciunea în aceste situații. Cred că cel puțin trei lucruri. În primul rând, el curăță sau permite lui Dumnezeu să curățe credința ta de îndoială și de necredință. Din ce noi postim și ne rugăm, noi suntem cei care beneficiem prin faptul că Dumnezeu curăță inima noastră de îndoială și de necredința care ne împiedică să putem mișca acest munte. În al doilea rând, cred că el slăbește puterea demonilor care ne afectează. Din ce noi postim și ne rugăm, demonii își pierd putere. Până când în cele din urmă nu mai am nicio putere asupra noastră. Și în al treilea rând, el, postul acesta și rugăciunea, aduce pe Dumnezeu în situația noastră într-un mod cu totul aparte, special. Isaia 58 este textul în care Dumnezeu ne învață cum trebuie să postim ca postul pe care îl postim noi să fie plăcut înaintea Lui și să-și atingă scopul care este ca să ne se audă strigătul sus. Dumnezeu îi mustră pe copilul Israel și spune, voi nu postiți cum cere ziua aceea ca să ni se audă strigătul sus. Deci, unul din scopurile importante ale postului este ca strigătul nostru, cererea noastră, să se audă sus la Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu ne-ar auzi și fără post. El ne aude și El vede tot ce noi spunem. Dar postul adaugă intensitate la rugăciunea ta și a mea și face ca glasul nostru să se audă mai tare în cer și îl face pe Dumnezeu să acționeze spre binele tău și al meu, să rupă legăturile demonice, să scoată afară demonii, să vindece bolele și să facă tot ceea ce tu și eu îi cerem cu post și rugăciune care este după voia Lui și spre binele nostru.